Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este Motorola Moto G5S Plus și astăzi îl scoatem din cutie. Avem de face și cu un telefon special. Este primul telefon Motorola cu cameră duală pe care îl testăm, dacă nu mă înșelă memoria. Are un corp metalic, are dotări mid-range și vine în continuarea lui Moto G5 Plus, doar că este G5S Plus, este ceva special. Apropo, noi mai testăm în aceste zile și Motorola Moto G5S. Această versiune are diagonală de 5,55 și vine cu două camere de 13 megapixeli în spate, doi senzori de 13 megapixeli într-un modul cu acest design trademark Motorola. Prețul, e bine, 1458 de lei la evomag.ro, 1508 lei la Quick Mobile și 1534 de lei la sell.ro. Este un unboxing, așa că hai să vedem ce primim în cutie. Manualul lui Moto G5S Plus. Apoi vine acest mic cărțulie cu informații de siguranță, reglementare și juridice. Ok, mai departe, încărcătorul care ne promite încărcare Turbo Power destul de rapidă. Știți ideea, 15 minute de încărcare înseamnă câteva ore de convorbiri. Și iată și cablul, este de tip micro USB 2.0 către full USB, plus cheița metalică care oferă acces la sloturi. Slotul SIM, slotul micro SD. Din câte știu, telefonul vine în variante dual SIM sau single SIM. Punem totul frumos la loc. Vedeți că nu avem căști la pachet, nu am obișnuit cu asta, toată lumea are căști în ziua de azi separat. Și da, avem în continuare jack audio, nu vă faceți griji. O altă chestie inedită, de obicei la telefonele Motorola în ultima vreme ne bazăm pe earpiece pentru muzică, e bine aici, avem difuzor jos. Deci, este un lucru pozitiv, zic eu, nu mai trebuie ca o singură componentă să aibă două sarcini, avem una separată. Motorola Moto G5S Plus, debuta în luna august. Telefon mid-range cu cameră duală în spate, 5,5 inch și grosime de 8 mm, este ok la această diagonală, 9,5 mm, dacă punem și protuberanța camerei, și cântărește 168 de grame. Acum că ne-am clătit ochii cu animația de boot, care are cam un an deja, știm că rulează Android 7.1 Nougat într-o variantă curată, fără bloatware, ni s-a promis actualizarea la Android Oreo, cât de rapid se poate, iar ecranul are rezoluție Full HD și protecție Gorilla Glass 3. Telefonul în sine este protejat contra stropirii, are un strat special Nano Coating, care îl apără de picăturile care pot ajunge inevitabil pe el, picături de ploaie, de cafea și altele. La interior găsim un procesor familiar, Qualcomm Snapdragon 625, l-am văzut deja în acțiune pe Motorola Moto Z Play. Este un procesor octa-core la 2 GHz, însoțit de 3 sau 4 GB de RAM pe acest Moto G5S Plus. Mai avem 32 sau 64 GB de stocare, slot microSD și o baterie de 3000 mAh, care, apropo, se găsește și pe Moto G5S și el are tot 3000 mAh. LTE categoria 7, disponibil telefonul pe gri sau auriu, iar în spate o cameră duală cu doi senzori de 13 megapixel, deschidere F2.0, un mod portrait, filmare 4K și blitz duale, din câte văd și dual tone. În față, selfie-urile se fac cu cameră de 8 megapixel, cu propriu-zis blitz LED și avem captură wide angle. Deja este familiar acest design pentru scannerul de amprente, l-am văzut și pe modelele Moto G5 și ca de obicei o să vreau să văd cum stăm la capitolul software. Android 7.1.1, curat, stock, aerisit, fără bloatware, iar interfața camerei arată astfel. De obicei spun, este totul stock, cum ne-am învățat, aceleași opțiuni, doar că de data asta, având o cameră duală, mă aștept la ceva extra. În primul rând, hai să vedem cum filmăm. Filmăm până la 4K și ar trebui să fie aici sus ceva special, o opțiune nouă, față de multele telefoane Moto cu interfață stock. Acum avem captură depth of field, cu care o să ne jucăm în zilele următoare și revenim cu impresii. Poate de data asta chiar ne convinge modul portrait, bokeh sau cum vreți să-i spuneți. Între timp vă lăsăm cu acest unboxing pentru Motorola Moto G5S Plus. Gravitează în jurul prețului de 1500 de lei și l-am scos din cutie. Vrem să vedem cum se descurcă Motorola cu camerele duale. Cam atât la Mobilisimo. La revedere!